Bună ziua! Putem începe? Bună ziua, stimați cetățeni! Vreau să vă comunic că astăzi, la ora 12, în cinta Parlamentului, au fost organizate audieri în cadrul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, unde au fost invitate toate instituțiile responsabile de gestionarea cazului răpirii a ofițerului de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești, a marfiei Andrei, și mai concret au fost invitați responsabilii din cadrul Serviciului Informației și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Biroul de Reintegrare, Procuratura Generală și Ministerul de Externe. În cadrul audierilor s-au confirmat faptele că au fost răpite două persoane, doi cetățeni ai Republicii Moldova, în orașul Kamenka, din regiunea de stânga a Nistrului, și suplimentar vreau să vă comunic că s-a mai raportat că au mai fost răpiți alți doi. În total sunt răpiți 4 cetățeni ai Republicii Moldova și mai concret cetățeanul Amarfi, Glijin, Puris și Mânzărari. Acest lucru s-a produs în perioada zilei de 7, în dimineața zilei de 7 octombrie. Ni s-a raportat toate acțiunile care au fost întreprinse până acum. S-a stabilit că această operațiune a fost organizată de către așa numitul MGB din regiunea transnistreană și s-a stabilit că este o operațiune bine organizată, fiindcă sunt elemente a operațiunilor speciale cu implicarea trupelor speciale. Totodată, de către Procuratura Generală s-a raportat faptul că inițial, pe cazul dat, în baza sesizării victimei, mai bine spus, a unii din victimele furate, a fost intentat un proces penal în baza articolului 164, răpirea de persoană, și articolul 351, uzurparea calității oficiale, iar această cauză penală deja a fost retrasă din Procuratura din Florești în Procuratura Generală, iar cazul va fi gestionat de PC Cox. În cadrul acestui dosar a fost format un grup în care au fost incluse persoane din toate instituțiile pe care vi le-am spus mai sus, și acest caz deja va fi gestionat de către Procuratora Generală. Noi suntem profund îngrijorați de acest incident foarte grav. Noi considerăm că au fost depășite toate liniile roșii. Pe marginea sau în cadrul Comisiei Securitate Națională, noi vom monitoriza în continuare, iar eu voi solicita informații zi de zi de la toate entitățile pentru a ne asigura că cetățenii Republicii Moldova vor fi eliberați de către autoritățile neconstituționale. Totodată am solicitat colegilor ca societatea, ca cetățenii Republicii Moldova, oră de la oră, dacă vreți, să fie informați despre acest caz ieșit din comun. Deja între ei vor decide cine o va face acest lucru, dar este important ca cetățenii noștri să recapite încrederea în organele de aplicare a legii, iar acea stare de insecuritate să dispară ca sentiment de la oamenii noștri. Asta a fost informația succintă pe care am vrut să vă comunic. Eu vă propun și doamna Lesnic să vă comunice ce are de spus, iar ulterior, eventual, dacă vor fi întrebări, noi să vă răspundem. Mulțumesc! Bună ziua, stimați reprezentanții mass media, stimați cetățeni. Deci, în numele Biroului Poliției de Reintegrare, vreau să vă comunic care au fost acțiunile pe care le-am întreprins. Deși, în paralel, pe platforma guvernamentală, toate instituțiile de aplicare a legii am cooperat pe parcursul zilei de ieri, în regim real, pentru a colege informații în vederea eliberării celor 4 cetățeni ai Republicii Moldova. Aici am să menționez și faptul că astăzi,
în Comisia Unificată de Control, care are loc tradițional săptămânal în municipiul Vindiar, există deja o sesizare cu privire la cetățeanul Amafi. Trebuie să menționez că cazurile care s-au întâmplat cu ceilalți trei cetățeni s-au întâmplat în noaptea de pe 7 pe 8. Deci în regim de lucru vom comunica și celelalte sesizări cu privire la încălcarea abuzivă a drepturilor fundamentale ale omului. În partea ce ține de comunicare, vreau să vă zic că am informat toți partenerii internaționali în formatul 5+2 cu privire la situația alarmantă în privința acestor cetățeni, dar astăzi noi am transmis deja împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și s-a discutat pe platforma OSCE-ul de la Viena violarea drepturilor omului în mod constant în regiunea transnistreană de către structurile de facto din regiune. Trebuie să menționez că cazul Amafi a stat pe ordine de zi și vom continua și cu ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova, cărora le s-a lezat drepturile sale constituționale. Vreau să vă mai comunic că la fel, că atât astăzi, pe platforma Comisiei de Profil Parlamentară, am discutat toate aspectele și le-am elucidat toate aspectele ce țin de investigarea acestei cauze și vom continua să reacționăm și pe celelalte informații pe care le vom obține în regim de lucru. O sesizare a fost transmisă și în adresa Tiraspolului. Trebuie să menționez că pe această solicitare nu avem încă un răspuns nici oficial, nici informal. Deci agenda ce ține de drepturile omului și schimbarea arhitecturii securității naționale demonstrează încă o dată validarea ideii de către Chișinău că pe agenda de negocieri în formatul 5+2 problema drepturilor omului trebuie să rămână o prioritate. Mulțumesc frumos! Dacă celelalte trei persoane sunt de asemenea angajate în Ministerul Afacerilor Interne și dacă au o legătură între prima persoană care este respectivă. Noi am discutat și acest aspect, doar cetățeanul Amarfi este angajat al Ministerului de Interne, ceilalți nu au legătură cu Ministerul. Totodată, despre ei trei aproape nu se cunoaște nimic. Noi am vorbit și despre aspectul respectarea dreptului omului și respectarea dreptului la apărare. Deocamdată nu cunoaștem prea multe și pe această cale, desigur că noi venim cu îngrijorări deosebite de soarta cetățenilor noștri, care probabil se află în izolatoarele din orașul Tiraspol. Dar ei tot au fost luați de acasă, ca și în primul caz? Practic, operațiunea poartă același sau au fost efectuată după același scenariu. Persoanele au fost răpite, li s-a pus un sac în cap, iar persoanele care le-au răpit au venit cu practic același mijloc de transport și erau îmbrăcate în aceeași uniformă. Ceea ce denotă faptul că este o operațiune a unei și aceeași structuri cu dirijare din unul și același comandament. Este o, dacă vreți, o prioritate în tot acest incident de a ține legătură cu rudele persoanelor care au fost arestate și desigur de vorbim acum și de asistență psihologică și de protecție în continuare a acestor oameni, fiindcă ulterior, după răpire, în domiciliile sau la domiciliile acestor persoane s-au prezentat unele persoane care s-au legitimat și au spus că sau efectiv au efectuat perchezițiile la domiciliile lor. De aceea, cu rudele persoanelor care au fost răpite, autoritățile noastre sunt în permanentă conexiune și le acordă toată asistența. O persoană este angajată ASP-ului, celelalte două persoane nu au niciun statut a unui funcționar public. De ce acuzații se aduc? Cui? Persoanele. Noi cunoaștem că atunci când au fost reținute, ulterior, rudilor li s-a comunicat că aceste persoane sunt reținute pentru spionaj. Noi considerăm că este o tentativă gravă asupra suveranității și independenței Republicii Moldova, precum vă spuneam, s-au trecut toate liniile roșii. Dacă anterior au mai fost incidente
care au fost soluționate în cadrul unor negocieri, dar ele nu erau atât de grave. Astăzi vreau să vă spun că acele linii au fost trecute și probabil Republica Moldova ar trebui să vină cu o reacție foarte prompt. Dar cum ați aflat despre celelalte trei persoane? Ați fost sesizate de familie? Sau? Despre acest lucru noi am aflat astăzi în cadrul audierilor. Ne-au raportat organele competente. Desigur că ei au toate posibilitățile și abilitățile pentru a informa, a afla mult mai multe informații decât o putem noi. Noi, din punct de vedere a calificării juridice, noi trebuie să evităm. Noi nu recunoaștem o astfel de calificare juridică. Nu poate să existe o astfel de calificare, fiindcă spionaj există doar între două state. Noi vorbim despre teritoriul Republicii Moldova, dar ce aici fac astăzi autoritățile neconstituționale este o sfidare a suveranității țării noastre. Până în momentul de față nu cunoașteți unde sunt aceste persoane? Noi nu cunoaștem, știm că sunt deținute în izolatoarele din orașul Tiraspol, cu mai multă aproximație cunoaștem despre ofițerul nostru din AMI-ul lui Amarfi, despre ceilalți informațiile sunt mult mai vagi. Noi urmărim inclusiv și rețelele de socializare din stânga Nistrului. Deocamdată nu există comunicate oficiale, de aceea sunt și presupuneri, dar aici chiar trebuie să lăsăm pe în competența organelor de aplicare lege să-și facă meseria. Dar există, nu știu, ați în calcul posibilitatea ca să mai fie astfel de cazuri de repere de persoane? Este o întrebare generală. În funcție de cum vor evolua evenimentele în Republica Moldova, noi nu putem exclude astăzi nimic dacă s-a produs acest incident grav. Acum putem presupune că ele pot să se repete. Dar până acum, voi ați reușit să discutați cu așa zisele autorități? Noi nu discutăm cu așa zisele autorități din Tiraspol. N-ați încercat să luați legătura? Haideți seama să răspund eu la această întrebare. Deci există un format de dialog care se presupune fie prin intermediul negociatorilor șefi, care sunt eu și Ignatiev, fie prin alte, care este Comisia Unificată de Control și am zis că astăzi are loc discuțiile pe acest subiect care are loc între copreședinți. Este vorba de către Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, de către Regiunea Transnistreană și de către Federația Rusă, cu participarea observatorilor din partea misiunii OSCE, dar și inclusiv partea ucraineană. Trebuie să menționez că ieri a fost blocată ieșirea pacificatorilor pentru investigarea incidentului la fața locului, ceea ce înseamnă o sfidare reală a însăși misiunii de pacificare. Pe partea ce ține de alte fel de comunicări, eu vreau să vă zic că la momentul actual că am încercat să-l telefonez și să transmit mesaj către reprezentantul poliției de la Tiraspol. La momentul actual nu avem nici reacție telefonică, dar nici răspuns la scrisoarea care a fost transmisă în adresa sa. Veți observa că inclusiv unii parteneri din formatul 5+2 au menționat ieri că sunt în legătură permanentă cu așa numitele structuri de la Tiraspol, inclusiv și cu părțile în procesul de negocieri. Eu vreau să fac apel către toți partenerii internaționali să monitorizeze cu multă atitudine aceste cazuri care sunt lipsite de orice sens și o provocare în adresa securității, ordinii de drept și ordinii legale a Republicii Moldova, dar în același timp să înțelegem că situația drepturilor omului de regiunea transnistreană pe perioada pandemiei a degradat. Lucru care este constatat inclusiv de către Chișinău în procesul de negocieri. Pe de altă parte, noi vom întreprinde toate eforturile necesare și acțiunile noastre pozitive, care derivă din mandatele noastre, din misiunile noastre, pentru a asigura nu numai cetățenii care urmează să se deplaseze de la serviciu sau fie de acasă, dar și să luăm în considerație că facem apel către toți angajații structurilor de stat să ia cu calm această situație, să fie vigilenți și să înțeleagă că structurile de stat se îngrijesc de protejarea lor. Cer scuze pentru... La ce parteneri internaționale ați făcut?
Deci am făcut apel către Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova, pentru că Republica Moldova este parte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. La fel am făcut și apel către reprezentanta UN în Republica Moldova. Un alt demers a fost trimis către misiunea OSCE în Republica Moldova pentru a participa activ acestea. În mod colegial am comunicat și către alți parteneri internaționali despre esența acestui caz și despre abuzul structurilor de fapt din regiunea transnistreană de a pretinde că au o frontieră în mijlocul Republicii Moldova și de a pretinde că sunt un stat. De la OSCE aveți un răspuns așa? La momentul actual nu avem niciun răspuns în scris sau de altă natură. Am văzut doar un comunicat care a fost plasat ieri din partea misiunii în Republica Moldova. Domnule Jusan, aș vrea să vă întreb, astăzi fracțiunea Platforma a anunțat că va iniția o moțiune de cenzură pe marginea acestui caz. Vă rog să-mi spuneți părerea noastră ca deputat și dacă veți susține. Fiecare formațiune își are agenda sa proprie. Eu vă vorbesc acum în calitate de președinte a Comisiei Securitate Națională. Atunci când vom constata că organele abilitate nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu și au, dacă vreți, falimentat în gestionarea acestui caz, desigur că noi, în cadrul fracțiunii Partidului Democrat, vom examina acest subiect. Deocamdată, noi am avut, sau comisia a avut scop de a se informa de la prima sursă care acțiuni au fost întreprinse și dacă ele sunt suficiente pentru ca să readucem siguranța către cetățenii noștri. Ați putea să ne spuneți ce vârste au bărbații care au fost întrebați? Sunt niște date cu caracter personal. Deja am coordonat cu Procuratura Generală ca ulterior ei să vină cu toată informația așa cum consideră ei, reieșind din secretul anchetei. Dar cine va reuși în fața presei pentru a ne oferi toate informațiile? Vă face conferință șeful SIR sau procurorul general? Noi, în cadrul comisiei, am îndemnat organele de aplicare a legii să fie mult mai proactiv decât au fost până la moment și, așa cum spuneam, dacă va trebui oră de oră să informeze cetățenii Republicii Moldova. Și din faptul că va fi creat un grup de anchetă în cadrul Procuraturii, în cadrul PC Coxului, atunci cred că Procuratura Generală va fi cea care va ieși cu informații generalizate în funcție de rezultatele obținute în cadrul anchetei. Vă mulțumim! La revedere!